Servus de la Cluj! Sunt Rareș Ion și astăzi vreau să-ți dezvălui câteva dintre secretele pe care eu le folosesc atunci când fac fotografii pentru Instagram. Vrei să faci o fotografie sau o poză, așa cum îi spui tu, indiferent de aparatul sau telefonul pe care îl folosești, trebuie să ții cont de măcar 3 lucruri foarte simple, dar totodată super importante. Am să încep cu cel care mie mi se pare cel mai important, adică conceptul. Pe românește spus, asta înseamnă ce vrei să scoți tu în evidență atunci când fotografiezi. Ca să dau un exemplu, dacă îți place o clădire foarte mult și vrei să o arăți tuturor pe Instagram sau pe Facebook, e foarte simplu, trebuie să ajungi acolo și să te gândești la două aspecte. Dacă vrei să scoți în evidență clădirea în sine, atunci va trebui să aștepți să nu circule nimeni mașini sau pieton prin fața ei, să o surprinzi dintr-un unghi cât mai bun și probabil că cel mai bun unghi este perpendicular, adică obiectivul să fie situat cumva perpendicular pe obiect. Ceva de genul acesta, pentru a avea o perspectivă naturală asupra obiectului sau clădirii pe care dorești să o fotografiezi. Dacă, în schimb, îți dorești să redai agitația de pe stradă având clădirea ca background, trebuie să stai să faci mai multe cadre pentru a alege unul sau două reprezentative, așteptând ca cele mai interesante figuri sau cele mai colorate mașini sau autobuze să treacă prin fața acelei clădiri. Dacă îți dorești să izolezi anumite lucruri, poți să folosești ceva foarte la îndemână, adică un telefon. Un alt telefon dacă fotografiezi cu telefonul sau poate o oglindă, dar un telefon ținut în fața unui obiectiv foto, ceva de genul acesta. Iar fotografia rezultată va putea avea o reflexie care să elimine ce este în partea de jos. O altă chestiune la fel de importantă este lumina. Pentru că lumina, chiar dacă nu îți dai seama la început dacă ești fotograf amator, are mai multe calități. Lumina poate să fie mai dură, mai soft, de o temperatură de culoare caldă sau să fie foarte rece. Lumina dură este acea lumină de vară, la amiază, până spre după masă, adică exact atunci când ai dori să porți ochelari de soare. Lumina soft, foarte bună pentru orice fel de fotografii, este atunci când cerul este înnorat, iarna sau toamna, dar mai ales în orice anotimp te-ai afla, înainte de a răsări soarele și înainte de a pune soarele. Sezonul, cum spuneam, influențează foarte mult tăria culorilor și temperatura de culoare a luminii. Evident, atunci când cerul este acoperit sau iarna, lumina va putea fi mai blândă, dar o lumină caldă și foarte bună pentru orice tip de fotografie ai realizat, de la portret și până la fotografia de travel, de călătorii sau de arhitectură, este înainte de a pune soarele. Lumina și umbrele dau volum și o senzație de tridimensionalitate asupra fotografiei pe care tu o realizezi. Așa că în funcție de modul în care tu te poziționezi față de soare, acestea pot să influențeze ceea ce vrei tu să transmiți la final. De exemplu, la portrete, o lumină care vine din față sau din lateral este de cele mai multe ori cea mai potrivită. De asemenea, lumina și sezonul influențează culorile și tot ceea ce va apărea ca și element suplimentar în fotografiile tale. Și aici mă refer la natură, mai ales la frunze, care au o culoare diferită în funcție de sezonul în care ne aflăm. Și astfel, o fotografie vie vara poate părea neatractivă iarna. În cele din urmă, și editarea este foarte importantă, fie că o faci pe telefon, tabletă, cu filtrele din Instagram sau ai un calculator la dispoziție, pentru că editarea dă un caracter artistic, autentic și unic și te ajută să transmiți o stare, starea pe care ai avut-o sau starea orașului din momentul pe care l-ai fotografiat. Evident că există softuri care manipulează fotografiile astfel încât să ajusteze ceea ce n-ai putut să surprinzi pe cameră sau pe telefon în momentul în care ai declanșat. Foarte simplu și rapid, 3 lucruri care să te ajute să-ți îmbunătățești jocul imaginilor pe Instagram sau pe altfel de social media. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut, transmite mai departe, nu uita să te abonezi dacă ești nou pe canal și revin-o de câte ori ai ocazie. Îți mulțumesc și te salut din nou de la Cluj. Yeah.